Bună seara, eu sunt vampirul politic și bun venit la un nou episod. Din păcate, în această seară avem doar... Ah, A, s-a stins. Ah, avem doar o lumânare aprinsă. Am să sting pentru că două dintre cele trei candele s-au stins deja. Dar sperăm să avem totuși noroc. Nu mai avem țigări carpați. Ceea ce ne întristează, dar se vor achiziționa în curând, chiar nu este nicio problemă. În această seară vom compara două organizații internaționale de securitate, amândouă încercând cumva să ia locul Națiunilor Unite, în sensul în care ambele vor vor și încearcă până în acest moment cumva să îmbine asamblul european uh, între cele două mari puteri din războiul rece. Rusia și Statele Unite. Uh, cele două organizații despre care vom vorbi în această seară se numesc OSCE, uh, Organization for uh, Security and Cooperation in Europe, care este o organizație mai mare, teoretic cea mai mare ca număr de populație reprezentată, mai mult de un miliard, și NATO. NATO despre care am auzit, despre care știm, NATO care este unul dintre cele trei steaguri afișate în fața Palatului Parlamentului. Celelalte două fiind steagul României și steagul Uniunii Europene. Bun. Să începem, deci, cu OSCE uh, sau OSCE, după cum e ea cunoscută. Uh, OSCE a apărut uh, în urma acordurilor de la Helsinki, uh, după 1975. Helsinki fiind uh, ceva la stilul S-a întâlnit vestul cu estul Și în sfârșit au stat și ei la o dezbatere politică Și nu s-au mai Că până atunci se cam lua pe la spate Se cam bătea în stradă Se cam lăsa mort uh, Dacă era spion american prins în România Salut Dacă era spion român prins în uh, Germania de vest Salut uh, ce a încercat Helsinki să facă e cumva să seteze niște reguli de bază și după Helsinki după momentul 75 OSCE a devenit un fel de entitate metafizică organizație mai știu eu ce legată de securitate cu 57 de membri în momentul ăsta. Este o organizație, din nou cum am zis, mare. Uh, și, totuși, fiind așa de mare, uh, toate deciziile se iau prin unanimitate. Uh, deci, vă puteți și voi da seama că de multe decizii chiar se iau. Nu are personalitate legală, adică nu are reprezentant, nu are document. Constituțional, cum are NATO, cum are Națiunile Unite, cum are, cum au în general organizațiile internaționale, deci nu are personalitate legală, juridică, cum vreți voi să-i spuneți, și are sediul la Viena. Scopul ei este securitate indivizibilă, securitate europeană indivizibilă, ceea ce este amuzant pentru că. E uh, controlată sau mă rog, coordonată în mare parte de Sua și Rusia. Super! Asta mai aveam nevoie, un moment. Așa, bun, am revenit super! Hmm, 57 de membri, uh, bazată pe conceptul ăsta de securitate europeană. Uh, un exemplu bun poate ați auzit sau dacă n-ați auzit, auziți acum curul meu e gruparea Minsk grupul Minsk care este o un organ al OSCE destinat să se ocupe de situația din Armenia și din Azerbaijan grup Minsk care a funcționat destul de ok până la un moment dat în momentul ăsta nu funcționează la fel de bine. Adică nu funcționează deloc. Și Azerbaijan invadează Armenia și e o întreagă chestie și acolo. Dar, din, din fericire, nimănui nu-i pasă pentru că regiunea din Caucaz nu este o regiune cu resurse sau plină de influență sau mai știu eu ce, cum e, de exemplu, Orientul Mijlociu, sau alte regiuni care se petrec conflicte, și uh, unde societatea internațională, comunitatea internațională chiar răspunde. Uh. OSCE, teoretic, pe hârtie, promovează instituțiile democratice, promovează drepturile omului, uh, libertatea presei și mai știu eu ce prostii, vă dați seama fiind Rusia parte nu, lucrurile astea nu, nu se aplică ca lumea uh, și de asemenea din nou cum am zis nu este o personalitate legală deci nu are tratat uh, deci e doar așa o promisiune o înțelegere o, 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 înțelegere între doi baștani între 57 de baștani bă hai că facem chestia asta împreună dar mm, mm, mm ideea, ideea fondării era bă, dacă suntem pe relații bune totul e ok, dacă suntem pe relații proaste blocul de vest și blocul de est, o să ne luăm la bătaie și bă, intră în război și nu vrem război etc, etc, adică OSCE este o organizație destul de, destul de veche yeah, OG mă rog, și NATO este deci cumva sunt două organizații vaimorților lor vechi de când timpul care nu prea, nu prea s-au schimbat și asta cumva cauzează destul de multe probleme așa și, și NATO și da, și NATO și OSCE sunt în concordanță cu UN charter care le pre permite să fie organizații regionale de securitate super AMU treaba asta așa cu OSCE. OSCE e bazat pe uh, 3 dimensiuni și 4 stagii. Ăștia au definit că există doar 4 stagii la uh, conflicte. În primul rând, stagiul 1, uh, early warning, își dă seama OSCE că shit about to go down și se sună la telefon, se discută, se, bă, cum prevenim, cum, cum oprim orice din a se întâmpla. După aia ai prevenirea conflictului, bă, ok, ăștia încep să se ia la bătaie, bă, încep, încep să-și pună încărcătoare în, în pereți, ce facem? Hai să-i oprim, să că sunt, sunt doi bețivani care se bat în club, cum îi distanțăm? Uh, al treilea e ok, bine, a început războiul, crisis management, uh, cum ne descurcăm să, să nu moară alții, să nu moară civili, etc. etc. Și stagiul 4 e, după conflict, uh, îi băgăm în reabilitare pe amândoi, uh, pardon, post-conflict rehabilitation. Dar cam asta înseamnă. Ei pe amândoi le, le reconstruiești casele, le. Uh, spui să nu-și mai bată soțiile, chestii de genul. Așa, 4 stagii de război sau patru stagii de conflict și trei dimensiuni de securitate. Aste trei dimensiuni s-au gândit ei mult și bine și au zis că băi, sunt numai trei dimensiuni de securitate, politică militară, prima, economică și de environment, de mediu și a treia, securitatea umană, care înseamnă orice de la civili murind în uh, război la. nu știu, că n-are Gheorghe din sat apă potabilă sau uh, după ce să bea apă. Foarte. foarte broad, ceea ce în general ne duce cu ideea că, deși este o organizație teoretic regională, uh, și fiind bazată pe unanimitate, are nevoie de niște baze foarte foarte minime pentru chi, pentru chiar să funcționeze. Ceea ce cumva este neapărat dezamăgitor cât uh, o temă recurentă în toate organizațiile internaționale. Pentru că, teoretic, OSCE ar trebui să protejeze democrația, să combată terorismul. Uh, din nou toate chestiile de mai sus să facă dezarmament și mai știu eu ce practic asta se întâmplă doar în anumite condiții în care SUA și cu Rusia oricum ar fi negociat chestia asta sau oricum ar fi rezolvat chestia asta adică nu e ceva nou OSCE este doar un prilej pentru SUA și pentru Rusia să dezbată într-un forum mai larg și cumva să nu fie la fel de secret și la fel de pe șustache și mai știu eu ce. Inițial a fost fondat după Cuba, după ce Rusia a pus nucleare în Cuba și americanii s-au căcat pe ei cu JFK și după aia au inventat telefonul roșu și au început să se sune rușii pe americanii în sfârșit. Uh, inițial Rusia nu vrea să primească pe SUA în uh, OSCE dar în urma negocierilor de la Dipole în urma anumitor înțelegeri, dar acum lucrează împreună, așa. Și s-au făcut acordurile de la Helsinki în 75 care sunt super importante, dar nu neapărat pentru OSCE sau mai știu eu ce. Bă, acordurile de la Helsinki au ajutat foarte, foarte, foarte mult la.. Uh, distrugerea și căderea comunismului, că uh, se ducea Moș Costache la Europa, la Radio Europa Liberă și zicea, bă, acordul de la Helsinki în care, care a și România uh, zice că, bă, uh, ar trebui să se respecte dreptul la uh, dreptul să mergi pe stradă liber când vrei tu. Dar uite că în România, în București nu se întâmplă asta, că eu n-am voie să merg cu mașina, în zilele pare pentru că, așa mi s-a zis de la centrală. Și se ducea la Radio Europa Liberă, Radio Europa Liberă făcea. Și uh, statele din vest uh, aveau încet, încet mai multă influență în uh, în țările dominate de sovietici. Și țările între ghilimele comuniste. Așa. Cumva cum s-ar traduce asta în termen de boșorog cu diplomă de politolog, uh, we empower civil society. Adică practic le dăm în sfârșit oamenilor o voce și capabilitatea de a se cumva, de a se uni sub uh, o voce mai mare. Uh, dar, uh, în mare, acordul de la Helsinki pe lângă efectele astea a avut, în principal, trei teme mari și late. În primul rând, astea au fost împărțite de politologi în trei, trei pungi, trei baskets, cum vrei tu să le spui. Primul era, bă, hai, principii de cum să ne înțelegem ca să nu mai facem prostii, cum comunicăm vest cu est, cum negociem mai știu eu ce, respectăm drepturile omului, ne, oamenii ar trebui, gen, națiunile ar trebui să, fie, să se determine singure și mai știu eu ce, ceva ce face a zis și Woodrow Wilson în secolul anterior, mă rog, același secol, but still, acum au un mileniu. dar, din nou, această self-determination nu prea însemna așa de mare lucru pentru că URSS, cum îi zice și numele, era o uniune de republici, printre care erau și ucrainenii și belarușii, care erau națiuni diferite, și kazahstanezii, care erau națiuni diferite, dar erau sub, sub monopolul acestui stat mamut, statul sovietic. Partea a doua, la nivel economic, azi. La, la nivel economic, științific, tehnologic, cooperare mai mare, mă rog, asta îți dai seama cât de benefic a fost pentru ruși, că bă, punem și ei mâna pe niște tehnologie americană, europeană, mai știu eu ce, adică putem să ne uităm doar la dezastrul de la Cernobâl să vedem diferența dintre uh, modul în care foloseau tehnologia pentru a beneficia de energie nucleară rușii, care avea o tehnologie destul de demodată, destul de veche, în comparație cu europenii. Și, în final, o liberalizare a controalelor, nivel... adică neapărat o liber, Doamne ferește, exista, în sfârșit, conceptul de exchange cultural puteai să te duci în Europa de Est, puteai să... să dacă tu aveai familie în Berlinul de Vest să te duci să-i vezi, puteai să călătorești, îți dai seama niște limite destul de bine impuse. Adică nu vă imaginați că s-a făcut asta și în sfârșit a plecat românul din, din România. Nu, mult mai târziu, după ce a căzut comunismul, după ce mai știu eu ce după 89, acum document uh, Charter for New Europe. bla uh, bla bla, nu mai știu ce se face și la Lisabona 96 Common and Comprehensive Security Model for Europe for the 21st Century, alt document uh, în Turcia la 99 se face și la Istanbul, astea fiind gen cum ar veni uh, conferințele, summiturile de la OSCE tot felul de chestii din astea cu direcții noi strategice militare, nu ne mai batem mai știu eu ce nu sunt neapărat relevante pentru că OSCE fiind o organizație așa de mare nu are niște directive cu adevărat impactful să zic nu știu, datorită OSCE s-a întâmplat asta sau datorită OSCE s-a întâmplat aia alta nu prea bun Structura. Structura la OSCE. Uh, Summiturile, conferințele sunt organizate de obicei de Chiefs of State, uh, șefii la bani, șefii, șefii aleși, uh, domn președinte, domn Marcel Ciolacu, mai știu eu ce, uh, se adună ăștia și aleg, uh, sau mă rog, discută și dezbat uh, direcția strategică la OSCE da, direcția strategică în general e nu ne batem și e posibil să ne batem, mai să evităm conflictul ăsta sau uite că se bat ăștia doi, ce facem despre asta sau mai bine, facem ceva despre asta după aceea și cred că ăsta, ăsta e organul cel mai important Consiliul de Ministri Ministerial Council în engleză, după ce al gătui din ministrii de externe e corpul central care se întâlnește mai des și face decizii, mai ai forum economic de la Praga, mai ai alte forumuri, ai și Parliamentary, parliamentary Assembly care teoretic uh, reîntrunește miniștri sau ambasadori și coordonează, uh, coordonează legile care se dau la nivelul întregii, întregii instituții, adică dacă se discută ceva în ce se duc după aia parlamentarii la ei acasă, la, la parlamentele naționale și introduc o lege asemănătoare sau, mă rog, discută despre aceleași lucruri. Sounds super good on paper, sună super șmecher, aș fi vrut să fie real, dar este doar un lucru imaginar sau chiar dacă nu este imaginar, nu prea... Nu prea se aplică. Așa. Secretariatul e Mă rog. Instituția are ca șef un. cum îi spune? Chairman in Office. CEO. Cu I, nu cu E. Numai că nu, nu, e, nu e doar el. Este un, o troica, îi spune. Adică triumvirat, cum ar veni. Uh, și este acest triumvirat, această troica compusă din Cermenul Noafes care a fost anul trecut, Cermenul din Noafes care e anul ăsta și Cermenul Noafes care o să fie în anul viitor. Bun. Există și un Consiliu Permanent care se întrunește săptămânal uh, și datorită căruia, și acum avem o, o piesă de legislație care chiar face ceva, Uh, tratatul Open Skies, uh, care practic permite uh, oricărei țări din OSCE la oricare altă țară să trimită unmanned aerial drone. Să trimite frumos drone uh, nemilitare să filmeze uh, orice de acolo. E complet legal să filmezi orice de acolo, din satelit, să vezi, să nu știu ce, super șmecher. Pentru că chestia asta a fost făcută cu gândul, bă, nu ne mai batem, nu ne mai nu știu ce, cooperăm. Wow! Fine! Nota 10. Uh, chiar se întâmplă, și chiar funcționează, și chiar a trecut de uh, unanimitate. Deci, OSCE, de la mine, bravo. Bun. Să vorbim despre OSCE în momentul curent. Nu sunt prea multe lucruri de zis decât că odată ce Rusia a început războiul în Ucraina a blocat OSCE. Cum a blocat? Trebuie să se decidă bugetul anual. Rusia a votat nu și votează nu la buget. De asemenea, nu a fost ales ultima oară când m-am uitat, nu, a nu era ales un cermen în office pe anul 2024 deci nu poți să ai Troica Uh, și asta se tot duce și se tot duce la vale frumos, frumos, frumos. De asemenea, Rusia a acuzat OSCE că e prea, prea liberal și mă știu eu ce, că gen le pasă prea mult de chestii de astea de democrație, presă liberă, drepturi umane și mai știu eu ce prostii din astea uh, și că nu se concentrează destul pe securitate economică, militară, mai știu eu ce. Și uh, cu asta Rusia ține frumos totul la ei, nu lasă pe nimeni să scape. Ea strânge osce de gât până nu mai poate să respire și momentan nu poate să respire. Deci, aminosce, ce uh, ne-am distrat, uh, a fost foarte fain cât ai fost, numai că în momentul ăsta nu ești. Data viitoare. Super! Acestea fiind zise, putem trece la NATO NATO care este un tratat făcut în 49, făcut în 49 după al doilea război mondial apare Națiunile Unite, bă, apare și NATO și a, vestul cam căcat pe ei face bă, USR -ul, USR -ul, USR RSS-ul se cam extinde, nu ne place bă, hai să facem o alianță zic mai întâi, în 48, se face tratatul de la Bruxelles, care e țările din Benelux. Mi-a căzut pixul pe jos. Țările din Benelux, Franța, Marea Britanie, fac ei tratat Western European Union. Under the Treaty of Bruxelles. Nu vă speriați, nu este Uniunea Europeană. Doamne ferește, în 48 nu s-ar fi gândit așa de vreme. Fac okay, ei chestia asta, mai știu eu ce Churchill spune Marele lui discurs cu O cortină de fier s-a așternut Peste Europa și nu mai știu ce Și asta dă startul la Bă, vestul e capitalist Estul este comunist și trebuie să ne batem Și trebuie să ne rupem și trebuie să ne ciondănim Se trezește și președintele american Truman să zică Bă, chiar așa bă, ăștia au dreptate, trebuie să facem containment policy, adică nu i lăsăm pe rușii ăștia, pe sovietice ăștia să se extindă. Bă, cum facem chestia asta? Fondăm o organizație defensivă. Ma! Și o facem invite only. Ma! Da, I guess e o idee bună, gen, da, pentru contextul de la momentul ăla, da, nu avea sens. Așa că Western European Union devine în 49 NATO. După semnarea tratatului de la Washington. Yeah. La momentul acela erau 12 state care erau care semnaseră frumos acolo, se înscăliseră cu nume și prenume. În momentul ăsta sunt 31, ultimul care a intrat fiind Macedonia de Nord în 2020. Deci nu, adică tot e pe aceeași idee de North Atlantic Treaty Organization. De ce să numești, de ce se i și Treaty și Organization, nu știu, dar trecem cu vederea. Așa, 31 de membri acum. Ghici, ce spune URSS-ul când vede toate astea? Și pune mâinile în cap, face, bă, Trebuie să facem și noi același lucru. Ei sună pe toți, sună toate păpușile care erau la acel moment în toate statele satelit ale URSS-ului și spune, bă, ai în Varșovia. Rău. Rău de tot. Deci nu vreau, nu vreau să, fiu prins în Varșovia, credeți-mă. Se... Da. Merg în Varșovia în 55 și URSS-ul zice, bă, noi acum avem pactul de la Varșovia care e tot ca NATO. Ia-ți muie. Super. Și acum avem două alianțe militare care se bat cap în cap și mai știu eu ce. Amu. Nu o să vorbim despre tratatul de la Varșovia, că tratatul de la Varșovia a căzut la fel de repede ca regimurile comuniste. În 89 era mort de... Eram era mort, îngropat, mai știu eu ce, răposat, amin. Bun. NATO este considerată o alianță defensivă și fiind mai mică decât Națiunile Unite, este și mai efectiv. Mai ales pentru faptul că, spre deosebire de OSCE, și acum intrăm în zona comparativă, în timp ce vorbesc despre NATO, o să fac, o, o să fac comparații cu OSCE ca să vă faceți mai multe idei despre cum funcționează NATO. Pentru că asta ne interesează pe noi, de fapt. OSCE e mai mult acolo, bă, să știm că există și că au făcut și ei la un moment dat ceva. NATO e ce ne interesează pe noi și e ce e foarte, foarte important, că restul chiar nu e, nu e așa de relevant. NATO este mai eficient decât Națiunile Unite, mai eficient decât OSCE uh, și este o cooperare politică și militară. Uh, Protejează statul de drept, suveranitatea, independența, democrația, libertatea, mai știu eu ce. Motivul pentru care funcționează mai bine decât OSCE este pentru că toate țările care sunt în NATO chiar au aceeași perspectivă națională. Adică toate vor și tind către democrație. Pentru că dacă nu ar tinde, nu ar fi NATO așa de uh, unitar. Bun. Articole importante din tratat, pentru că NATO, North Atlantic Treaty, yo, deci este o organizație legală, deci este o persoană juridică. NATO este o persoană. What the fuck? What are their pronouns? Nu știu. NATO respectă Ioan Charter-ul, doamne ajută, și are trei articole importante după considerentele noastre și după ce ne interesează noi, pe noi. Articolul 4 zice așa, bă, dacă un stat se simte amenințat, poate să zic că bă, mă simt amenințat și în momentul ăla se convoacă Consiliul NATO și se discută, bă, dar ce te supără pe tine, mă, nea Turcia? Și Turcia zice, am, este o minoritate care vrea propriul lor pământ, se numesc curzi, și nu mi place de ei și stă consiliul și se gândește și zice bă n-are -are bază n-are bază, nu e bazat pleacă și Turcia se duce ca furnicuța foarte supărată înapoi la ea acasă în Ankara articolul 5 articolul 5 se bazează pe atunci când o națiune chiar este atacată și răspunsul NATO pentru că articolul 5 zice bă dacă o națiune este atacată, o, un membru stat, atunci toate statele membre sunt atacate. Adică, dacă România este invadată, toate statele membre din NATO se, sunt invadate. Amu, din 49 până acum, prima oară s-a folosit uh, chestia asta, articolul 5, nu doar că a fost amenințat, ci a fost și folosit de... De Statele Unite ale Americii, wow, ce surpriză în urma atacurilor de la 11 septembrie. Uh, au folosit articolul 5, uh, NATO s-a întrunit, a discutat și le-a dat, le dat acordul, și uh, SUA a invadat Afganistanul, uh, după aia a invadat și Irakul, și NATO i-a susținut și le-a le trimis și trupe. Super! A, așa. Articolul 7. Articolul 7 spune, bă, Națiunile Unite să mai șmechere decât noi. Noi, noi suntem șmecheri, dar nu suntem chiar așa de șmecheri. Uh, și re, reiterează chestia asta că, bă, e numai self-defense, adică eu, eu îți distrug, distrug capul doar dacă tu dai în mine, să ne înțelegem clar. în contextul în care nu există nimic în Națiunile Unite care zică bă, e ok să oferi uh, direct uh, suport militar, dar nu este nicăieri menționat nici că n-ai voie să faci chestia asta, deci e, e ambigu și NATO a profitat de chestia asta. Bun. În NATO totul e la unanimitate, totul e la consensus, deci ai uh, drepturi egale între state, din nou, Statele având aproximativ aceleași valori, e mai bine și e mai. nu e doar paralizie, cum e în OSCE. În OSCE, în, și în momentul ăsta, dar și înainte, bă, cam era paralizat. Mai aveai tu acolo câteva, câteva chestii care se întâmplau, dar în principal era paralizat, mai mult sau mai puțin. Spre deosebire de NATO, care, deși Emmanuel Macron în 2019, președintele Franței, spune că NATO suferă de o moarte cerebrală vreo vreo 20 de politologi s-au trezit și au zis bă, bă nene, cum adică NATO suferă de moarte cerebrală? ce în capul ăla? Trezește-te! Trezește-te la realitate! Adică nu e paralizat, stați liniștit. NATO se ocupă cu trei chestii Defense, Deterrence și Crisis Management Bă, crisis management și rehabilitation și mai știu eu ce, e, bă, când în sfârșit uh, things go down, toate lucrurile merg de căcat, bă, ce facem acolo, ne ocupăm, trimitem militari, începem al treilea război mondial, mai știu eu ce. Până atunci, o jucăm pe defensivă, o jucăm pe marele cuvânt pe care NATO iubește să-l folosească, deterrence. Deterrence, practic, e Um, practic e gândul lui Teddy Roosevelt dus la extrem Adică când ăla zicea speak softly și carry a big stick uh, NATO a ascultat și a zis ok Carry big stick mm. Și practic ce, ce vor să zică ei prin uh, deterrence E că bă pe lângă că am ditat mai, uh, dita mai bățu bă, am să-l și folosesc uneori ca să știe lumea de frică. Ca să fie cumva o organizație credibilă. Și de asta presupun că SUA a invocat articolul 5 în, după 9-11 ca să arate bă, noi chiar avem noi chiar avem bile grele. Reacția mea sinceră când SUA face ceva pe plan internațional. Super. Bun. Structura NATO Destul de destul de complicată, dar în același timp simplă, adică are sens. Structura NATO e împărțită în două: e un executiv dublu, e partea civilă și partea militară. Partea civilă ai în primul rând The North Atlantic Council, care e format din a, reprezentanțe guvernamentale a, și e permanent, activează o dată pe săptămână șmecher, interesant uh, nu e prin vot, din nou e prin consensus adică, bă, putem să vorbim și dacă nu ajunge la nimic substanțial pe care să trebuiască să îl spunem lumii bă, atunci nu facem nimic uh, North Atlantic Council coordonează uh, activitatea militară NATO uh, ei sunt aia care zic, bă, într-adevăr uh, s-a încălcat articolul 5 ei sunt aia care, care trimit forțele armate și mai știu eu ce. Ceea ce, cumva, democratizează în, în cel mai indirect mod NATO, pentru că nu ai, nu ai militari, nu ai general, nu ai amiral care controlează, gen, când declară în război și când nu declară în război. Sunt totuși politicieni care, teoretic, au fost, uh, au câștigat niște alegeri. amu, că alegerile alea nu sunt de într-adevăr reprezentative și că sunt mai știu eu și pe nu știu cum, altă discuție. Următoarea, organi următoarea instituție subordonată NATO, uh, The NATO sau The North Atlantic Parliamentary The North Atlantic Parliamentary Assembly. Uh, de obicei se organizează două sesiuni pe an și este independent de NATO, adică nu ține de ce îi zice Consiliul sau mai știu eu ce. ăsta deliberează și legiferează pe treaba lui și după aia vine și zice, bă, uite, la asta ne-am gândit noi, curmeu. E compus din ambasadori la NATO, în care uneori pot fi și ministrii de externe, dar desigur sunt gen o persoană diferită, Uh, Parliamentary Assembly se ocupă de definirea la Broad Strategic Goals uh, și e pe partea asta de dezbatere dar și pe partea de informare, adică ăștia vin, vorbesc, discută ajung la niște concluzii și după aia se duc frumos în țărișoarele lor și zic bă, noi la NATO am vorbit asta să trăiți și zic și publicului chestia asta, super am auzit vreodată despre chestia asta? Nu este Micea Joana Deputy Secretary General of NATO? Da. Trebuia să aud? Poate. De asemenea, nu președintele, cred că secretarul general al Parlamentului Assembly este Ruxandra Popa, care cred că este română. Română? Româncă? Româncă. Româncă. Yes. Super. Așa. Rezoluțiile de la acest Parliamentary Assembly se duc frumos la guvernele naționale și Alea poate să le adopte, poate să nu le adopte, dar să mă rog, gen e ce se discută în plenul internațional, vine și în plenul național și vedem poate poate facem ceva. În 2021, ceva la stilul cam când s-a a paralizat și OSCE-ul, Rusia și-a scos ambasadorul de la NATO. Pardon, înspre NATO. Uh, wow, uh, cine s-ar fi așteptat uh, Și iar avem conceptul și aici de deterrence și de collective defense Adică bă, ne ajutăm unul pe altul să fim cei mai, cei mai defensivi Bun, uh, următoarea instituție este instituția secretarului general În momentul ăsta este un norvegian, dacă nu mă înșel Secretarul general are activități uh, și, în civic, și, în și în civil și în militar, uh, este numit prin negoți, uh, prin, negoț, prin uh, negocieri la nivelul NATO și e practic reprezentantul NATO, cel mai mare diplomat, cum e orice secretar general în orice instituție de genul. Uh, are, servește 4 ani și are măcar un deputy secretar general case in point, domnul Mircea Joan. Bun. La nivel militar, ai Comisia Militară, Military Commission, MC, pentru că for some reason e desori prescurtată, care rolul ei este să facă doctrina. Gen, să scoată un document de strategic concept cu bă, care sunt adversarii noștri, bă, ce ar trebui să facem ca să fim și mai, și mai secure, Uh, și practic uh, e toată chestia asta uh, și trebuie să o elaboreze de fiecare dată când au un summit. Amu. Uh, înainte să vă citesc, uh, da, înainte să vă citesc toate summiturile și să intrăm în summituri, în cadrul la Military Commission există The International Military Staff, care e practic gen structura militară de admiral, general și mai știu eu ce. Asta lucrează în interiorul comisiei și împreună cu uh, comisia uh, și practic uh, ei sunt acolo efectiv pentru strategia. Ei sunt efectiv pentru, bă, dacă este invadată România, facem XYZ. Și este împărțită în două. E SACER, s a c e -U r care e uh, divizia europeană bazată în Mons sau Mon în Belgia, și S-A-C-T, sau americanii preferă să îi spune doar ACT, care era în Virginia și acum este în Norfolk. Practic, astea, astea sunt diviziile mai mult sau mai puțin militare ale NATO. Bun. Doctrinele militare de la începuturi până la sfârșituri. Doctrina militară numărul 1 în 41. Uh, s-au gândit, bă, și au zis, bă, punishment și denial. Punishment, bă, dacă, dacă tu ne bați, bă, sărim și noi la bătaie, mă înțelegi? Și denial, bă, dacă noi vrem pace, trebuie să fim pregătiți de război, adică facem frumos și trecem la muncă, trecem la pam, 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 pam. Acum că mă uit, nu are sens să fie în 41, că în 41 era război și NATO nici nu exista. Deci, uh, probabil în 49, 41, 49. căutați pe net, dar sigur în anii 40, cred pentru că următorul este în 52 deci probabil în 49, nu în 41 căutați pe net când a fost primul summit al uh, când a fost elaborat military commission primul bun, în 52 e al doilea uh, au o definire mai, uh, mai bună la ce înseamnă punishment și ce înseamnă denial din nou, astea sunt tipuri de deterrence. Punishment, dăm, dăm cu bombe, dăm cu, dăm cu bombe. Ne ataci, dăm cu bombe, îți distrugem populația. Și denial, facem forward defense și forward strategy, adică punem baze militare la granițe, la granițele NATO, în cazul curent ar fi punem o bază militară americană în România ceea ce cred că deja s-a întâmplat. Dacă nu s-a întâmplat, ceea ce sigur s-a întâmplat exista o bază militară ultra secretă, top secretă, o bază CIA în România pentru care România a fost dată în judecată pentru că acolo CIA-ul făcea, făcea tortura, tortura care este ilegală sub declarația universală a drepturilor omului. Amu. România a fost dată în judecată în ECHR, European Court of Human Rights. Amu. Ce e interesant e că chestia asta a persistat pentru două două candidaturi diferite. A fost și pe vremea lui Iliescu din 2000 în 2004 dar a fost și pe vremea lui Băsescu din 2004-2008. Adică nu s-a gândit nimeni, zică, bă. Adică știm ce se întâmplă, dar nu prea ne pasă. Oricum, paranteză închisă. După 52, avem în 57 și ce se, ce se gândește americanii? Se gândește, bă, știi ce ar merge, Massive Retaliation. Dacă voi dați noi, noi vă dăm o nucleară directă Moscova. Nu știu, sincer, nu știu cum au ajuns la concluzia asta, nu știu cum i-a dus capul, dar uite că pe ei așa i-a dus după aia în 68 după ce uh, se întâmplă criza din Cuba după ce ru Rusia, americanii își pun nucleare în Turcia Turcia, uh, Rusia vede asta ca o amenințare uh, Rusia își pune nucleare în Cuba uh, NATO se potolește o leacă și zice bă mergem pe flexible response adică dacă tu mă împuști cu un pistol, eu o să te împușc tot cu un pistol. Adică mergem pe același același calibru de răspuns. Bun. Cam astea sunt alea principale din timpul războiului rece. După războiul rece, deci le trecem repede în revistă ca să le ține minte, ca să fie acolo. 91 la Roma, Rome Strategic Concept. Direcția militară este acum multidimensionată. În 99, la Washington, ăștia serbează 50 de ani, presupun că au adus și tort, nu știu. Vorbesc despre crimă organizată, terorism și tehnologie. Și din 99 până acum începe din, din ce în ce mai mult să fie tehnologia a main thing la NATO. În 2010, la Lisabona, nu știu de ce, dar toate chestiile faine se întâmplă la în Lisabona sau neapărat chestiile faine, to toate, toate întâlnirile lor se petrec la Lisabona. Bă, le place foarte mult Lisabona. Și de asemenea, din punct de vedere geografic, cred că e ușor să ajungi la Lisabona pentru că e fix la Atlantic și, u uh, super. Fun fact, întrebare, întreb, întrebare, întrebătoare de ce se fac chestia asta la Lisabona. Pentru că și un tratat al Uniunii Europene destul de important, tot la Lisabona s-a făcut. Bun, oricum, în 2010 la Lisabona uh, un summit de la NATO decide, bă, uh, prioritățile noastre sunt uh, că Putin ciocamia în cap în Rusia și cam urăște vestul și trebuie să avem grijă la chestia asta și SUA își solidifică uh, rivalitatea cu China și pe plan militar. Uh, în 2020, la Madrid, cea mai recentă, Rusia este prioritatea numărul 1 și cea mai periculoasă entitate pentru NATO uh, și de asta trebuie să avem o Ucraina independentă, adică ăștia încă din 2020 erau, bă, lucruri se întâmplă, trebuie să fim precauți. Și după aia China e numărul 2 și după aia e și terorismul pe undeva pe acolo. Amu, Uh, mai există o mică organizație pe care au făcut-o ăștia. Uh, eu aș zice între ghilimele că e efectiv un uh, NATO Plus, uh, în sensul care se numește Euro-Atlantic Partnership Council și este făcută cumva ca să faciliteze conversația între membrii NATO și membrii non-NATO care sunt interesați și care nu au încă statut de membru NATO. Uh, e interesant. Uh, folosește la ceva, deci bravo. Bun. Legat de membership, legat de accesiunea la NATO, noi românii am intrat în 2004 la summitul de la Praga, unde a fost cea mai mare extindere, oricum, după căderea URSS-ului, după căderea comunismului, a fost o extindere mult mai largă, mai ales după 97. Uh, cum ziceam, în 2004 România împreună cu alți șase membri, uh, cu alte șase state intră în NATO. Super. Bun. Aliații NATO. Și cu asta, cu asta conchidem. Aliații NATO. Bă, aliatul numărul 1 este Uniunea Europeană, pentru că normal că este Uniunea Europeană, gen... logic au și sediu în Bruxelles, amândouă, au și ei dracu să mă ia, adică normal. Motiv pentru care există tratatul Berlin Plus din 2002, care e gen facilitează mai multă partnership-ul ăsta. Nu vă, Nu trebuie să stați să citiți tratatul Berlin Plus, că e doar NATO și cu EU sunt BFFs. După aia sunt Națiunile Unite Ca second best friend Și OSCE like Distant third Mai există și NATO-Russia Council L-au făcut în 97 și după aia l-au transformat în 2002 Ca să fie mai apropiat Dar curmeu e NATO vs. Russia E NATO and Russia Council like, Nu știu ce să vă zic Decât că bă Na, există Există Bun și în 2014 se face NATO Response Force, uh, care e bazat pe, în general, strategiile militare NATO. Acum sunt bazate pe tehnologie, pe comunicare hibridă, pe răspuns rapid, uh, tip commando și mai știu eu ce. Bun. Și acum să tragem niște concluzii, cum tragem mereu concluzii. Să-mi pun uh, toate documentele deoparte și să tragem niște concluzii. Bun, concluzii despre concluzii despre OSCE OSCE este o organizație destul de limitată dar pare mai puțin limitată și pare în primul rând mult mai uh, mult mai cooperativă decât uh, de exemplu Security Council uh, dar din păcate uh, cu evenimentele curente din Ucraina nu prea ai parte de OSCE ca există încă o entitate. Dar uh, trebuie să ținem minte că a fost o, o organizație destul de importantă înainte de războiul rece. În momentul ăsta există și dacă n-ar fi război din Ucraina ar funcționa relativ ok, dar tot uh, și-a și -a atins deja apogeul sau pare că și-a și -a atins un uh, punct maxim înainte de războiul rece. Despre NATO, avem mai multe, uh, deși câțiva, câțiva hateri consideră că NATO și-a și -a, și -a trecut măsura, nu mai e nevoie de el, uh, pur și simplu nu e așa de special, uh, NATO și-a făcut treaba, mai mult sau mai puțin. Din 49 până acum a solidificat o prezență militară mai asertivă. Și dacă e să o luăm uh, într-o cale pesimistă, poate din cauza NATO, uh, Uniunea Europeană nu are o armată propriu-zisă. Poate din cauza NATO, armatele europene în general sunt destul de limitate. Dar. Uh, NATO și-a făcut treaba de deterrence pentru că până în momentul ăsta nu ai avut uh, un stat atacând un stat NATO ai avut, da, grupări de teroriști care teoretic conduceau state și motive pentru care uh, SUA a vrut să se implice în Orientul Mijlociu pentru că they love ulei de măsline for some reason, I don't get it dar Uh, NATO își face treaba bun astea sunt concluziile pe care le tragem în seara asta sper că ați înțeles dacă ați înțeles vă rog să lăsați un comentariu în care spuneți cât de mult ați înțeles și de asemenea să mi adresați o întrebare la care să răspund dacă nu ați înțeles vă rog să lăsați un comentariu în care spuneți nu am înțeles și pe lângă asta să știi că știu cine ești vampirule politic și am să te bat în stradă dacă v-a plăcut acest content dați un like, dacă nu v-a plăcut dați un dislike, nu știu dacă dislike-urile mai există, dar eu le văd și le țin minte dați un subscribe ca să mai vedeți chestiile astea pentru că sunt multe lucruri care vin și e păcat să le pierdeți și acestea fiind zise o seară frumoasă și vă aștept data viitoare o țigară de carpați în gură și la o candelă frumoasă. La revedere! Eu am fost Vampirul Politic și la revedere!